Даже если я казах, но назло всем, я свою речь выскажу на молдавском. Драчи, компатриоти. În 1991, Moldova a ales calea independenței, democrației liberale, a economiei de piață. Iar din 2002, și calea integrării europene. Atunci toți erau siguri că ruperea de spațiul euroasiat automat îi va face liberi, prosperi și fericiți. Iată, au trecut 25 de ani de liberalizare și așa zisă eurointegrare. Rezultatele sunt dezastruoase. Devine clar că în loc de democrație, noi am edificat oligarhie, în locul economiei bazate pe plan, economie bazată pe clan. Din socialism am sărit direct în feudalism. În Moldova, doar câteva exemple. În Moldova era cea mai mare levadă din Europa, Pamete Liciu. Astăzi ea este distrusă. În Moldova a fost construit cea mai mare uzină de televizoare din Europa, Alfa. Astăzi, în locul ei, sunt doar baruri și discoteci. În Moldova a fost construită cea mai mare uzină metalurgică din Europa, cea din Râbnița. Astăzi, ea, practic, este semifuncțională. A fost edificat cel mai mare beci vinicol din Europa, Cricova. Astăzi, el funcționează, dar nu la toate posibilitățile. Dar nu putem zice că Moldova nu este prima. Suntem primi la multe capitole triste. Astăzi Moldova se laudă, după 25 de ani de independență, cu cel mai mare cimitir din Europa, Doina, care se află în capitala țării. Asta fiindcă începând cu anii 90, mortalitatea depășește stabil natalitatea. 38.000 de oameni mor, 38.000 de oameni se nasc anual și 40.000 de oameni mor. În raportul organizației OMS, Organizația Mondială a Sănătății, Moldova cu mândrie ocupă primul loc în lume la consumul de alcool. Tot primul pe loc întâi în lume suntem la corupția justiției. Avem cea mai coruptă justiție din lume conform Forumului Economic Mondial. După 25 de ani de dependență și modernizare, noi nu putem nici de cum atinge PIB-ul pe care îl aveam în perioada sovietică. Astăzi acest PIB e doar 66% din PIB-ul Republicii Sovieti Socialiste Moldovenești. Astăzi, noi cei pro-europeni tipurile, care râdem de Asia, nu avem nicio șansă să ajungem Mongolia din urmă la așa capitol cum este PIB-ul. Vă amintesc că PIB-ul Mongoliei pe cap de locuitor este 3.866 dolari pe cap de locuitor și al Moldovei doar 1.712. Vorbesc de cifrele anului curent, 2016. Evident că la modul firesc apare o întrebare. Dacă oamenii trăiesc tot mai rău și mai rău, dacă populația moare pe un capăt, cui trebuie așa democrație? Cui trebuie așa economie de piață, în care 75 de oligarhi controlează 8 miliarde de dolari, adică o avere mai mare decât tot PIB-ul țării? Cui trebuie așa integrare europeană, în urma căreia noi pierdem banca de economii, aeroportul Chișinău, 1 miliard de dolari, furate de oligarhii susținuți de UE, apropo, toate rezervele de petrol și gaz, care au fost preluate de firma americană Frontera Solution, LLC. Închidem peste 200 de școli și planificăm să închidem alte 200. Ce fel de parteneriat este acesta, în care Moldova de fiecare dată pierde, iar Occidentul de fiecare dată câștigă. Dar iată că în 2016, poate pentru prima dată în acești 25 ani de independență, în Moldova a apărut o speranță. În Moldova a apărut o rază de lumină în capătul tunelului. Pentru prima dată în istoria țării, poporul a obținut dreptul de a-și alege propriul președinte. Un președinte ales de popor, prin popor și pentru popor. Un președinte care prima dată în istoria țării a fost ales nu de oligarhi, nu de mafie, nu de nomenclatură, dar de popor. Un președinte în jurul căruia și împotriva căruia s-au adunat să lupte toți oligarhii. Și ei au pierdut în 2016 la prezidențiale. Și eu sunt sigur că ei vor pierde și în 2017 sau 2018 sau când vor fi
la alegerile parlamentare. Iar vor pierde dintr-un simplu considerent, fiindcă liderul acestui partid a spus un lucru foarte simplu. Noi am ajuns la dezastru, fiindcă am dat cu piciorul în socialism, în puterea poporului, în Rusia, în Dumnezeu. Acum e timpul să ne întoarcem cu fața spre ele. Priveam spre Europa, uitând că nu doar gazul, dar și piața de desfaceri, locurile de muncă, tehnologiile și, cum zicea un înțelept, lucrarea și credința vin din răsărit. Și vreau să vă spun un singur lucru. Și speranța tot vine de acolo. Vă mulțumesc!